Ultima parte pe care vreau să o abordăm și vreau să vi-l prezint pe colegul meu Cristi în acest sens. Domnul Ionescu este consultat de fonduri europene, astfel încât, să o parafrazez pe doamna arhitect de ieri, e mai în domeniu și înțelege de fapt ce vorbește, nu este prea noi restul. Pleacă. Să ne explice un pic despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă în administrația locală, cum stăm cu absorpția fondurilor europene și ce se întâmplă de iarăși cu Ploiești peste Codaș. Festită. În primul rând, bună ziua tuturor și mulțumim că ați venit. În al doilea rând, aș vrea să fac o scurtă introducere ca să știți cine sunt, ce fac și care este profesia mea. Am 29 de ani, am studiat la UPG și în Turcia. În Turcia am lucrat și pe fonduri europene. Chiar dacă Turcia nu este în Europa, am studiat cu o bursă europeană. M-am întors acasă și de 6 ani aproximativ lucrez în domeniul fondurilor, majoritar în sectorul privat. În experiența acumulată am observat că oamenii își clădesc sistemul de lucru. La fel este și la fonduri. Când se dorește să se administreze un fond european sau să se implementeze, trebuie ca toată lumea să fie de acord, de la cel mai mic până la cel mai mare pe scară ierarhică. Și aici o să puntez toate aspectele pe care proieștenii și le doresc, pentru că noi, anul trecut, pe 18 octombrie, am depus două cereri de finanțare la Angel Salin, respectiv refacerea Bulevardului Independenței și consolidarea și repunerea în funcțiune a celor două pasaje subterane de pe Bulevardul București. De acolo nu am mai depus alte proiecte de asemenea învergură. Spun asta pentru că și la top management și în partea de mai jos se fac anumiți pași, să spun așa. Dar nimeni nu susține, nimeni nu cunoaște. Și aici vă dau un exemplu. Am identificat, deși lucrez majoritar în sectorul privat, am identificat 4 surse de finanțare care sunt în momentul de față deschise. Primul este PNRR-ul, Programul Național de Reziliență și Redresare. PNRR-ul are 29,2 miliarde de euro pentru toată România. De altfel s-a deschis și comunicatul 5, se numește Valul Renovării, care are un buget de 874 de milioane de euro, iar în momentul de față, de aceea mi-am luat laptopul să vă spun datele exacte, este doar 31% procentul depus de proiecte, adică 1078 de proiecte. Ce putem noi, ca oraș, face este simplu. Să depunem proiecte pentru renovarea integrală a clădirilor publice, renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, renovare energetică sau aprofundată a clădirilor rezidențiale și așa mai departe, anvelopare și siguranța lor. Pe lângă asta ne mai interesează apă, canalizare, drumuri moderne, eficiență electrică și așa mai departe. Al doilea proiect este cel de la Angel Salini. În luna aceasta, printr-o ședință de guvern, s-au alocat încă 10 miliarde de lei, respectiv pentru 2-3 proiecte de investiții din fiecare județ, toate acestea ducându-se în atenția resurselor de canalizare și de apă. Deci îl avem și pe acesta în perioada ce urmează. Încă alte două proiecte le avem de la Fondul European-Norvegian, care se ocupă cu mai multe politici de atragere. Și vă dau câteva exemple. Dezvoltare locală, energie, sănătate, cercetare, educație și așa mai departe. Da, se depun proiectele în limba engleză, dar nu cred că asta este o problemă, deoarece sunt mulți angajați în primăria de la Ploiești care ar trebui să știe și limba engleză. La fel, un alt proiect de la Comisia Europeană, sau mai bine spus, mai multe proiecte, principalele posibilități de finanțare sunt așa, prin FEDR, Fondul European de Dezvoltare Regională, FSE, Fondul Social European, sau FADR, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, să le includem pe toate. Alte idei ce le mai am și făcute din această cercetare este un site de sinteză, fonduri structurale, unde punem ce ne interesează și ne dau toate liniile eligibile la care putem aplica. La fel, am făcut o cercetare și am vreo 20 de site-uri legale de unde ne putem informa și putem ști
De ce are nevoie Ploieștiul și ce ar putea să beneficieze? La finalul acestei convocări o să scriu un comunicat și o să vă trimit pe mail toate aceste adrese, site-uri oficiale. Și de ce spun asta? Este important să știm de unde ne informăm. Lucrând mai mult în sectorul privat, toată lumea crede că se deschid proiecte, că ni se dau bani, cum cu alea oamenii plătesc bani și nu primesc nimic. Pentru avans, pentru a ocupa un loc și așa mai departe. Mă refer la Startup Nation. Vă dau un mic exemplu. Nu este nimic oficial. Vă dau un exemplu acum din primărie, pe baza fondurilor europene. De proiecte mari, știți care este situația. În momentul de față nu avem pe ani înghețalini niciun proiect depus, dar sunt locuri disponibile să depunem. Vă dau un exemplu că în Ploiești sunt 6 beneficiari care au luat fonduri pentru antreprenoriat social. Maxim 100.000 de euro. La 4 dintre aceștia, primăria este partener. Ce înseamnă antreprenoriat social? Înseamnă în felul următor, că tu primești bani de la Comisia Europeană și timp de 2 ani, 90% din profit trebuie să-i redistribui către persoane defavorizate. Copii, pensionari care nu pot trăi lună de lună, o pensie mică, alte persoane defavorizate. Și așa mai departe. Și văd aici două probleme. Prima problemă este că sunt multe astfel de persoane și nimeni nu are grijă de ele. Și a doua problemă, nimeni nu-i susține pe acești beneficiari. Acum o săptămână m-am întâlnit cu unul dintre aceștia, având o cafenea, nefăcându-și reclamă, am stat și am discutat cu ea, am mers și la primărie și am prezentat-o și am discutat, nimeni nu a sunat-o de acolo. Și vorbim doar de un proiectel mic, 100.000 de euro, în comparație cu alte proiecte. Dar de ce vorbim aici? De scopul proiectului. Că oamenii nu știu că dacă vor bea o cafea sau vor servi ceva, 90% se duc către persoanele defavorizate. Și nici primăria nu susține asta. Măcar cu un comunicat de presă, doar atât, nu altceva, ca oamenii să știe ce există în Ploiești. Astfel încât, în sectorul privat, administrarea proiectelor nu este la un nivel foarte mare datorită acestor aspecte, iar în partea de stat sunt multe hibe ce nu sunt cunoscute pentru că nu știm de unde să ne informăm. Astfel, ca o concluzie din tot ce am mai adunat, există din partea Uniunii Europene fonduri pentru toate palierele sociale. Pentru sector privat, pentru sectoare de stat, grădinițe, creșe, canalizare, infrastructură, drum și așa mai departe. Pe unele le cunoașteți, pe altele nu, cel mai probabil pentru că nu a existat un interes față de acestea, de aceea nu au intrat în atenția publică. Ce vreau să spun prin toate acestea? În primul rând, să vă transmit dumneavoastră toate aceste puncte, să vedeți site-uri oficiale și ce se scriu în acele site-uri. În al doilea rând, cum am făcut și săptămâna trecută și am vorbit cu Direcția de Investiții de la primărie, sunt dispus să particip la proiecte benevol, să consiliez, să mă implic cu strategii sau alte aspecte, pentru că de asta am intrat în politică, sau mai bine spus, în politică am intrat pentru că m-am uitat în jurul meu la toți studenții care nu știu ce orientare în carieră să aibă sau nu știu dacă pot să studieze în străinătate fără să plătească și am zis că este important să știe toți aceste lucruri. Și nu în ultimul rând să reținem că fondurile europene nu sunt date dacă avem noi nevoie de ceva. Sunt date ca să aplicăm la orice și de nevoie sunt sigur că se găsește. În opinia dumneavoastră, care a fost problema la Ploiești de nu au fost depuse proiectele în prima etapă pentru PNRR? Pentru reabilitare, zice colega. După cum am menționat, în primul rând este vorba de comunicare. De la cel mai mic om din primărie până la cel mai mare. Pe această scală ierarhică, toată lumea trebuie să vrea și să știe ce există. În al doilea rând, nu știu dacă toate aceste proiecte sau oportunități sau linii se cunosc. Cine le verifică? Cine spune? Cine face un sondaj? Cine le aduce în fața cetățenilor? Cine să discute despre ele? Și în al treilea rând,
Dacă termenul depășește, nu se mai aplică nimic pentru că termenul este depășit. Deci dacă mai a avut proiectele, ea nu le-a depus pe PNR, deci nu vorbim de... Haideți să vă explic eu ceva, că știți foarte bine ce s-a spus în spațiu public legat de fiasco, practic, al PNR-ului pe clădiri publice și până să ajungem la soare, trebuie să trecem pe lângă lună. Nu cred, și haideți să fim serioși, nu cred că absorpția fondurilor europene a unui oraș de 230.000 de locuitori stă într-un singur funcționar public care este angajat de două luni. Mai realizăm ridicolul situației? Eu nu l-am realizat, dar nu vine să râd. Doi, când discutăm, pentru că a existat o... Dar nu vreau să intru în polemică, pentru că deja a fost o polemică intra, nu inter, intra-partidică legat de această aruncare, am jucat un pic de hamă a cartofului fierbinte și s-au pus în spațiu public niște solicitări de activitate, dacă a făcut, dacă n-a făcut respectivul domnul director. Eu vă spun din activitatea mea privată, unde am absorbit fonduri europene, toate documentele astea le-ai dinainte, nu după ce începe. Dar există și un ghid al solicitantului care apare înainte. Ele trebuiau pregătite înainte. Trebuia să există o comunicare cu asociațiile de proprietari ca ei să pregătească devizele energetice, expertizele tehnice. De toată documentația, nu a existat. Totul trebuia un opis făcut foarte frumos în care scrie 1, 2, 3, 4, 5, totul înainte. În momentul în care noi dăm vina pe un an, și nu vreau să-i cer să-i țin partea domnului nou, el este responsabil pentru că conduce această direcție, dar să dai vina pe un om care... și să găsești un singur om responsabil și vinovat pentru... Aici este o altă problemă, la PNRR se depune anticererea, simplu. Da. Abia după aia veneau documente. Da. Deci ei nu au depus nici măcar cerere simple, nu... Iarăși, pentru că a existat în spațiu public ceva, să fac o mică corecție sau o completare, domnul Victor, știu că a spus într-o emisiune că primăria, poliția locală arată cum arată sediul poliției locale și este o clădire publică care putea fi reabilitată pe această axă. Dar haideți să vă zic încă o clădire publică care putea fi reabilitată. Uitați-vă aici. Haide ce trag. Am dat cu piciorul la o oportunitate pe care nu știu dacă o mai prinde în mandatul acesta. Vă referiți la chestia cu PNRR-ul pe reabilitare, pe anvelopare? Sau nu, pe reabilitare. Păi și nu e și a doua tranșă în august? Cum e și pentru anvelopare? Sperăm să vedem ce se întâmplă în august. Dacă mai e ce să... Trebuie place. Făcut deja. Am și o întrebare. De cât timp există Departamentul de Relații Internaționale care se ocupă, în primăria Ploiești, care se ocupă de acest segment de activitate? Când a apărut, sincer, nu știu să vă spun. Tot ce pot să vă spun este că a existat și tot mandatul trecut. Deci 2016 okay. Exista. Și atunci, vă întreb și eu, retoric, dar poate dați totuși un răspuns. Dacă din 2007 suntem în Uniunea Europeană, există un departament, să zicem, din 2010. Ploiești arată cum arată, în condițiile în care finanțările europene, vorbea domnul Ionescu de 1078 de... sau 1070, 1078, parcă de proiecte la nivel de țară. Nu? Bănuiesc că nu la Ploiești. Câte sunt la nivel de Ploiești, domnul Ionescu? Pentru că... Iată. Da? Deci problema asta este, vorbim, domnul Alexandru, vorbim de sistem. Pe mine nu mă interesează sistemul. Sistemul este format din oameni, iar cei care conduc aceste sisteme creează ceea ce se întâmplă la Ploiești. Dacă ploieștenii ar fi avut un departament de relații internaționale, primăria, ar fi avut un departament de relații internaționale care să funcționeze din 2010 măcar încoace, Ploieștiul n-ar fi arătat cum arată acum. Ar fi avut și spații verzi, ar fi avut și canalizare, ar fi avut și Mitica Postal, ar fi avut și Colonia Teleaja, anveloparea s-ar fi făcut. Nu face nimeni nimic. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, că aveți expertiză, domnul Ionescu. Aveți, uitați-vă regulamentul de funcționare al primăriei și o să vedeți că șefii de departamente pot fi trași la răspundere și au atribuții foarte clare pe domeniul ăsta. Dumneavoastră aveți atribuții ca și consilier să monitorizați și să cereți rapoarte de activitate zilnice, dacă nu săptămânale? Da. Ok, faceți-o.
Este un lucru care poate genera o anvergură mai puternică a acestui departament. Știți foarte bine că am făcut o plângere penală în REM pentru cei care, din cauza cărora s-a pierdut finanțarea europeană pe PNRR, și atunci mi se pare normal să cer sprijinul dumneavoastră și al tuturor consilierilor locali să cereți un raport de activitate zilnică al acestei. E singura metodă prin care puteți să mișcați acest departament. Altfel nu. Sunteți doar observatori și nu faceți nicio, nu puteți să faceți nimic. Dacă aveți prerogative să cereți aceste lucruri, cereți-le. Zilnic. Domnul Soare să vă dea zilnic raport de activitate. Ce a făcut în departamentul respectiv pentru obținerea fondurilor? Dumneavoastră aveți expertiza și ne puneți la dispoziție nouă, și cu asta închei, că nu vreau să monopolizez discuția, ne puneți la dispoziție nouă și vă mulțumim prin comunicat ceea ce se va întâmpla cu... Care sunt site-urile unde să se informeze? Dați-le lor în primul rând și trăgeți-i la răspundere că nu le-au făcut. Da? Atât am avut de zis. Legat de aceste fonduri europene, mai vreau să adaug un lucru care ne va impacta iarăși în perioada imediat următoare. Am pornit cu stângul, din păcate, din lipsa comunicării, lipsa înțelegerii intrapartidice din nou, la un proiect pe care eu îl consider vital pentru o discuție ce trebuia avută de ani de zile în proiect, respectiv metropolizarea zonei. Aici vorbesc despre adimobilitate. Acesta adimobilitate, intenția de a lui a fost de a absorbi fonduri europene pentru transportul public local, pentru a aduce în 2022 transportul public local, pentru că oamenii de astăzi nu mai seamănă cu cei din 1990 și au un loc de muncă și o mobilitate mult mai extinsă. Și atunci ploieștenii vor să ajungă la Brazi, cei din Brazi vor să ajungă în Ploiești, cei din Bărbănești vor să ajungă în Ploiești. Exact cum am spus și în Consiliul Local, eu consider că trebuia să fim primii care dăm o hotărâre de Consiliul Local pentru constituirea acestei adimobilitate. Ploieștiul trebuie să fie membru fondator. Din informațiile pe care am în acest moment, se dorește începerea acestui adi fără Ploiești. Lucru pe care, da, nu-l vreau, nu-l consider oportun. Și ar fi primul pas pentru o discuție aplicată și reală asupra metropolizării zonei. Pentru că începem cu transportul local și după aia luăm. Asta este un obiectiv pe care cu toții ar trebui să-l avem în vedere. La acest moment, Ploieștiul nu are capacitatea de gestionare și externalizare a întregii zone. Pentru că există și această discuție, domnule, Ploieștiul prin ITC se externalizeze către toată zona. Nu avem destul de mașini. Și, într-adevăr, acela punct de vedere care este valid, în acest moment din mobilitate se merge cu ideea UAT-ul și votul. Și atunci ar exista o plăștă de o minoritate în acest ADI, în contextul în care este principalul beneficiar și... Da, repeta povestea de la ADI deșeului, exact acest. Iar în acest sens, eu vreau să lansez în spațiu public o rezolvare, putem, prin acest ADI mobilitate, să înființăm o societate comercială care va gestiona transportul metropolitan. Iar în această societate comercială, fiecare UAT să vină cu activele pe care le are. Și atunci Ploieștiul o să fie reprezentat proporțional. Pentru că ADI Mobilitate trebuie doar să organizeze licitație, nu trebuie să fie operator. Deci putem fie să transformăm TCE-ul într-o societate ce va câștiga această licitație pentru asigurarea transportului local și atunci Ploieștiul va fi reprezentat într-un mod capitalist, exact cum trebuie, proporțional. Și am rezolvat foarte multe probleme în acest sens. Deci, practic, o societate comercială care va asigura transportul public, nu ADI Mobilitate va asigura. Exact cum este și în ADI Termie. ADI Termie doar va organiza licitația și va vedea bunul mers. Dar va exista o societate comercială ce va fi operatorul, practic. La fel cum este și la ADI Deșeuri, există societatea comercială. Am deschis discuția de ADI Termie, ce se va întâmpla cu apa caldă de la ADI? Apa caldă rămâne apă caldă, apă rece, da? Rămâne apă rece. Depinde cu ce o încălzim. Sau mă gândesc cu ce o încălzim. Da. Am avut în acest sens, știți că a existat o ședință extraordinară, dacă nu mă înșel, la ședința extraordinară care s-a prelungit atribuirea directă a curățenii stradale. Din păcate, suntem în continuare
pe contract de atribuire directă, a fost deja prelungită. Nu știu, nu înțeleg aceste proceduri care sunt tergiversate și se creează, din punctul meu de vedere, practic, se creează o urgență intenționată, pentru că le tergiversez astfel încât rămâi fără... Așteptăm cu mare interes data de 13 mai. Este singura întrebare pe care eu am adresat-o și care există în procesul verbal în momentul în care s-a pus în discuție această prelungire până la 13 mai. Dacă Aritermia are timpul de a termina procedura de licitație până la 13 mai sau dacă vom muta criza de pe canal 9 sau nu mai știu de era, când a fost. Pe procedura de licitație a fost încheiată pe 14 martie. Nu. Să fie momentul desemnării. Păi nu, desemnarea. Licitația a fost pe site-uri, a fost închisă pe 14 martie. Că nu s-a desemnat un câștigător, asta e altă treabă. Dar ea s-a închis. Dacă aceste discuții sunt, în primul rând, trebuie și vă încurajez să încercăm să transparentizăm această discuție. De-aia s-a făcut, de aceea s-a făcut Aditermie. Aditermie are un ACA, Aditermie are... Nu pe noi trebuie să ne încurajeți. Vorbiți cu domnul Tiseanu, care este atât de obtus când vine vorba de transparență, cum n-am văzut nici la primăria Ploiești. Am o întrebare pe mobilitate. Cumva s-au pierdut bani de pe POR pentru mobilitatea urbană în Ploiești? Din ce am auzit eu, da. Trage cineva la răspundere pe cei care erau înaintea domnului Soare, da? La acest departament, pentru că s-au pierdut în condițiile în care s-ar fi câștigat aceste fonduri și s-ar fi rezolvat problema mobilității urbane în Ploiești, altfel putea să pună condiții Ploieștiul în tot ce se încearcă acum. Corect. Pe linia 2016-2020 am auzit pe programul operațional regional, pe linia aceasta 2020-2024 suntem unde suntem, iar linia următoare de digitalizare 2024-2027 cu protecția mediului, electricitate și așa mai departe, nu are cum să vină, pentru că nu există acum o bază. Înțeleg. Și după cum mi-a spus și dumneavoastră și de săptămâna trecută am început să fac asta, să merg și să discut cu directorii, o să o fac și mai des. Ca să aducem... Nu, dar ce le-ți înscris? Ce proiecte sunt? Scuze? Pierderile despre care vorbim. La port? Proiecte, da. La mobilitate. Terminal. A fost terminal, și pe mobilitate și mai era încă o axă deschisă. Terminalele și achiziția de povestea cu stare. Da. Apropo de domnul Soare. Dar erau proiecte care erau depuse. Și aici. Doar trebuiau semnate... lucrările, adică... În ce fază sunt ele acum? Că unele au fost, într-adevăr. Nu mai știu. Apropo de domnul Soare, din câte știu, în 29 iulie 2021, dumneavoastră nu era nicio funcție. Păi nu contează, eu am vorbit de departament. Și vreau să vă citez dintr-un proces verbal al ședinței ordinare din 29 iulie 2021, la care eu am avut o interpelare legat de extinderea către Cantacuzino și pe 4 benzi. La acel moment am observat că există o hibă și o întârziere. Începea explozia prețurilor de construcții și am atras atenția executivului și citez pe domnul primar. În această ședință a spus foarte clar, să vedem cine este responsabil și citez, discuția este simplă, nu va fi niciun proiect ratat pentru că sunt niște lucruri pe care trebuie să le facem noi toți. Mm-hmm. Frumos, sună bine ce zice domnul primar, îți vine să plângi, dar nu te ajută ochii în general. Da, problema este că proiectul arată cum arată. Și se întâmplă, se ratează finanțări peste finanțări, ceea ce nu este ok. De vorbit frumos, ne începem toți. Din proiectele depuse în mandatul trecut, aveți informații câte vor fi și acolo avem și contracte semnate, câte vor fi finalizate? Am făcut o cerere în acest sens, să am o informare exactă asupra lor, în ce stadiu sunt de implementare și când se vor finaliza. Aștept. Când ați fost cererea? Marea majoritate, eu am obținut în 29 iulie aceste proiecte și am obținut de la Direcția Economică în luna trecută, nu mai știu exact data exactă. Marea majoritate a lor sunt întârziere, dar sunt trei foarte importante pe care nu trebuie să le ratăm și mi-e tare frică că le vom rata. Este ce am spus și 29 iulie și ce spun și astăzi. Extinderea Cantacuzino, stația de trole, și pasajul vest, sud-vest.
Să știți, iertați-mă că vă întrerup, îmi pare rău că trebuie să repet. Ratarea acestor proiecte este un abuz în serviciu, pentru că nu se îndeplinește sau se îndeplinește defectuos o sarcină de serviciu ca funcționar public. Nu trebuie să mai tratăm cu atâta ușurință lucrurile astea. Sunt abuzuri în serviciu. Să fie foarte clar, cineva trebuie să fie tras la răspundere de acum încolo măcar. Ca să nu mai pierdem finanțări, să nu mai se întâmple toate mizerile care se întâmplă. Și Ploieștiul să arate și el, să-și ia și el dreptul la frumusețe până la urmă. Să arate cum trebuie să arate. Că-ți votat de treaba din Ioan Vasegeu? Hai să te dau de moci! Nu am uitat cum a rămas. Există consilier local, proiectul este pe ordinea de zi? A existat acest proiect, a fost depus odată pe ordinea de zi, a avut aviz nefavorabil de la Comisia de Patrimoniu, în care eu nu fac parte, vă fac publice voturile care au fost atunci, au fost 4 abțineri și un vot nefavorabil, dar nu am fost vot nefavorabil. Ieri am dat un vot favorabil și am dat un aviz pozitiv în în Comisia de Patrimoniu, însă nu cred că voi vota legea de la CSM la CGU, pentru că întrebările pe care le-am pus ieri nu mi s-au răspuns la ele. Și am pus 3 întrebări foarte importante, încă nu mi s-au răspuns la ele, poate mi se va răspunde. 1. Dacă a existat sincope administrative a CSM-ului în mustarea stadionului și dacă au existat metode de a rezolva aceste sincope. 2. Dacă au existat sincope financiare a CSM-ului în administrarea stadionului. Și 3. Dacă există personal calificat în SGU pentru administrarea stadionului și cine va fi administratorul stadionului. Sunt creanțe. Nu sunt. Păi personal, dar eu presupun că cel care va gestiona și va administra stadionul va fi altcineva. Problema ce sunt cu creanțele. Ce se întâmplă de financiare, acolo înseamnă 1, pentru că CSM-ul a avut votat 20 de milioane de lei bugetul. Din câte știu, cea mai consistentă parte reprezintă stadionul, Ilie Ioan. Domnul primar a spus că va fi o rectificare bugetară. Bun, va fi o rectificare. Cât înseamnă? Ce cifre există? Dacă voi primi aceste răspunsuri, probabil că voi vota. Depinde de răspunsuri acum. Dacă nu voi primi aceste răspunsuri, nu voi vota. Înainte să închidem, vă rog, am pus o mapă acolo. Aș vrea să îmi scrieți toate mail-urile dumneavoastră, să vă dau și ce am menționat. Cred că le-am.